Salutare, dragilor, din nou la un filmuleț cu observațiile de rigoare. Ce să vă mai spun? Mă declar un adversar înverșunat împotriva Varroa. Încerc să găsesc și alte soluții. Observați, aici am scuturat și femeia de Varroa pusă pe tablă se prăjește frumos. Da? Iată, ele încă mai merg. Vreau să vă spun că pe o singură larvă am văzut 3-4. Da? 3-4 femele care se mișcau. Cum puteți face testarea? Scade de acum interesul pentru creșterea masculilor. Deci ne trezim că suntem infestați și n-avem decât reacția aceea dură, dă-i cu varachet. Au crescut rezistența la varachet, de regulă este un atac puternic asupra mărcii, este afectată ponta puternic, se spune că 40% scade ponta la fiecare tratament. Aud spunându-și, apoi am dat 3-4 tratamente, am făcut o treabă, iată, o femeie de Varroa crudă, se mișcă, beata de ea, dar nu e maturizat. Da? Deci, vedeți, este micuță, e albicioasă. Cele care sunt maturizate sunt maroni. Da. Aici am găsit o ramă, am scuturat o parte din ei. Deci, putem să facem testarea în felul următor. Pe albină de acum, ce am observat este următorul lucru, că mai ales albina care încearcă să taie căpăcelul, când e foarte puternică infestată, nu mai poate tăia decât pe jumătate, un sfert, scoate trompa, se chinuie, cere ajutor, vrea să fie hrănită, să ajute albinuțele ca să taie. Albinuții nu, deci dacă ești puternică, trebuie să tai tu. Ei, în final, poate să moară chiar acolo și când moare, albina o scoate. Dar cum o tăiat-o un pic, asta vreau să spun, chiar acolo, în capul celulei, imediat, cum a făcut un pic de spațiu, o și ieșit femeia de Varroa. Am văzut la trântori acum. Deci, cum ieșeau aceștia, femeile, cum ieșeau foarte repede. Așa că sunt așa, același lucru, iată, aici se protejează, stă pe larvă, stă, zicea, nu mă dau pe tabla asta, că e nenorocire, aici s-au prăjit parte din ele care au căzut. Spuneam, puteți face asta, urmărind chiar pe ramă, atunci când iese, luați rama aceea care vedeți așa că tai albinuțile, tai căpăcelul și urmăriți așa cu atenție și veți vedea cum ies femeile de Varroa dacă infestarea există. Deci nu trebuie să descăpășiți voi acolo și să te așteptați un pic, urmăriți rama aceea, scuturați albina, că ea s-a agață rapid de albina, ați și văzut cum s-a agață. Scuturați rama de albină să rămân numai albinuțele acelea care tocmai taie căpăcelul. Pe o parte și pe alta urmăriți cu atenție și veți vedea cum ies femeile de Varroa. Se vede cu ochiul liber. Și repede fug pe faguri, caută să găsească mai întâi să se hrănească, urcă pe o albinuță, să începe să hrănească și până caută larvii în anua zi ca să pătrundă și să continue procesul de înmulțire. Da? Deci, vă invit să faceți mai întâi o cercetare atentă, după care luați rama aceea, cum vedeți că începe să ecluzioneze, așa, și cu tot, cu rama, cu puiet, gata de ecluzionare, mergeți și o duceți într-un stup și puneți acolo rame din fiecare, din stupii ceilalți, una câte o ramă, să zicem. Nu poți lua două, că nu ai
îl dezechilibrez, dar dacă e luat una, înseamnă că acele care urmau să iasă de acum, fost în capcan în perioada asta, le-ai tras din stup, nu? Și o generație care era acolo ascunsă, ai reușit să o captezi, așa le duci deoparte și ălora le faci un tratament, ramilor respective, nu întregului stup. Da? Eu mă gândesc foarte tare și la cei care nu au biostupul și vreau să ne îndreptăm până când veți hotărâ, când veți avea resurse financiare și veți lua biostupul, îmi doresc tare mult să vă pot ajuta prin observații care le fac și pe voi, cei care nu aveți biostupul. Sigur că la vremea când lucram și eu pe așa, n-am știut aceste lucruri, nu am cercetat cu atenție. Mergeam anapă, dar când dădeam și eu un tratament acolo, ce complicat. Nu reușeam să asigure tranșetatea perfectă. Perdeam o parte din fumul respectiv. Oricât a încercat tot, chiar atunci când pui fitilul, am mai găsit o idee, un hrănitor, pusesem acolo, vă amintiți când încercam să vă dirijez. Dar acum asta este ultima idee care o am. La o săptămână faceți câte o ramă, scoateți, da? Chit că afectați un pic, dar albina aceea o folosiți la mulțire, la roiuri respectiv, la alte, așa, duceți, după ce ați tratat, așa, duceți și întăriți roiurile. Tot cu biostupul te poți discura mai bine, dar na. Nu am cum să vă spun mai mult. Există riscul, de ce să mă spun, când ai te dus cu o ramă cu albină maturizată, sigur, acolo i-au tras niște boci, acolo este în alertă. Dacă ne-ai dus-o, există riscul să ți-o moare matca la care ajungi, la roiul respectiv. Deci există riscul acesta, de ce să mă spunem. Și atunci, dacă ai avea biostupul, sigur că poți introduce rama cu albină prin spate, pe acolo, cum introduci matca. Ia ușor, ușor, că se duce câte un pic, se intră în familia respectivă și totul merge la sine. Da, trebuie să-mi conduc și eu treaba, că nu se poate. Mă tot azi, numai cu tot dimineața am debutat cu filme, pe parcurs am mai făcut iar filme și uite că lucrările mele au rămas în urmă. La revedere, dragilor!